своими глазами. На самом деле, действительно, часто аквизиция есть не ожидаемо, но очень много ожидаемо. Мы, тем не 30 лет, спиталу Дин Бълц не бенефициат абсолютно нич де чего асеменатор. И только для нас был вис де адмират коллеги, которые имели возможность активизировать, având așa duferi în instituție și nu ne-am imaginat vreodată că am putea să beneficiem și noi. Da, este o achiziție costisitoare, o achiziție scumpă, dar sănătatea pacientului nu are preț. Se fac investiții în cadrul spitalului, având un singur scop de a îmbunătăți actul medical, de a îmbunătăți calitatea acordării serviciilor medicale și în dependență de cerințele și de standardele europene. Sigur că noi suntem departe de colegii din România, de la care avem doar de învățat și vreau să mulțumesc foarte mult echipei de lucru care a fost alături de noi deja a doua zi, care nu numai că ne-a montat, dar am primit, hai să zicem, și un training. Important este faptul nu atât de achiziții, pentru că bani au mulți și achiziții ar putea fi efectuate, dar important este receptivitatea colegilor și de aici și de acolo, instruirea în așa mod ca aparatajul să nu fie folosit în calitate de mobilier, dar să aducă beneficii pacienților și să îmbunătățească calitatea acordării serviciului medical. Totodată, mă bucur că în cadrul spitalului sunt colegi destul de receptivi, care vor să lucreze, vor să activeze, sunt cointeresați în tot ce este nou și performant. Noi suntem doar pentru instruirea continuă, în scopul îmbunătățirii calității și pentru achiziționarea și dotarea spitalului cu utilajul necesar pentru o îmbunătățire continuă a calității acordării serviciului medical. Ceea ce s-a achiziționat astăzi, s-a achiziționat pentru un număr de 1,5 milioane de pacienți din municipiul Bălți și din raioanele din nord ale țării, care, după cum a menționat și colegul, nu se duc acasă cu o plagă sângerândă, cu o rană, dar se duc acasă la 48 de ore, practic vindecați și calculele care, cu care au venit în spital le lasă aici, nu le mai iau cu sine înapoi. Este o intervenție mini-invazivă, este un lucru destul de performant și care ne va ajuta să rezolvăm foarte multe lucruri și să salvăm multe vieți. Este evident și toată lumea cunoaște ce înseamnă o durere, hai să spunem, cauzată de un calcul renal, cum se spune în popor, de o piatră la rinichi. Este inevitabil. Și atunci noi îi oferim posibilitatea ca să scape de această nevoie și să-și ia activitatea de zi cu zi. Cu ocazia achiziționării acestor echipamente de către instituția dumneavoastră, noi am oferit suportul clinic necesar pentru a ajuta pe colegii noștri să poată utiliza echipamentele la eficiență maximă. Acest suport a constat în discuții și demonstrații legate de modul în care se folosește acest echipament, care este unul de ultimă generație și chiar sunt bucuroasă că spitalul a investit în aceste tehnologii care vor crește foarte mult calitatea actului medical și vor permite pacienților să poată să beneficieze de ultimele tehnici chirurgicale în anumite proceduri. Vedem o testură sintonergie, este urmă de spioază, da? O îngrează multifuncțională. Мы со старту предполагаем использовать для дробления камней в мочевой системе, то есть камней почек, мочеточника и мочевого пузыря. Также здесь есть функции для удаления, или скажем, абляции небольших опухолей, полипов мочевого пузыря. Значит, также можно разрешать стриктуры уретры, ну и разные остальные патологии, в принципе. Это именно ЛАЗа, да? А вот то, что мы видим уже там, это полная видеосистема фирмы Шторц. Значит, никто это не дарил, это приобретено больницей. Сейчас мы переходим к мы не являемся пионерами, давайте будем говорить так. Но для БЕЛС, да, это действительно нововведение. Довольно серьезно. То есть если пациент у нас в среднем проводит на койке после операции 10-12 дней, да, то при использовании данной аппаратуры пациент будет находиться в больнице максимум до 48 часов. Человек дальше восстанавливает свою трудоспособность моментально, идет на работу, к себе и так далее.
Что необходимо для того, чтобы прийти и удалить камни? Что необходимо обыкновенному нашему горожанину? Значит, вот у него проблемы. Куда ему в первую очередь нужно? Человек со старта должен быть обследован. Да, если у человека есть проблемы, значит, он получает направление, приходит в больницу. Vreau să spun că în decursul 30 de ani, când erau timpuri bune, nu s-au făcut în cadrul Spitalului Bălți atâtea achiziții și atâtea întâlniri cu colegii de peste Prut, câte s-au realizat acum în perioada de pandemie. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor de România, deoarece necătând la restricțiile care ne sunt impuse de situația în care noi ne aflăm, în situația pandemică, au găsit timp, au găsit posibilități ca să vină să fie alături de noi. Și chiar procedura de achiziții în perioada fără pandemie este mult mai simplu, cu hotarele mult mai largi și posibilitățile de procurare sunt mai mari decât acum în perioada de pandemie. Dar necătând la toate lucrurile, lucrurile merg spre bine, merg spre dezvoltare în Spitalul Bălți și nici pandemia nu este un impediment pentru a tinde spre calitate, pentru a dota spitalul, pentru a procura aparataj și utilaj în așa mod ca să putem ajuta oamenii.